Marea finală a basketului feminin din Moldova este o reeditare a ultimului act al Cupei Naționale de anul trecut. În prima din seria de partide care urmează a fi disputate, sportivele de la USEF s-au învins violetele de la Femina cu scorul de 59-45. A doua întâlnire a finalei, care are loc în sistemul cel mai bun din trei meciuri, va avea loc pe 9 aprilie la Complexul Sportiv al Universității Tehnice. În prima partidă pentru medaliile de bronz ale Ligii Feminine de Basket, jucătoarele de la ASEM s-au impus în fața celor de la Școala Sportivă cu scorul de 81-40.